Nu mai este un secret pentru nimeni că ceasurile cele mai bune sunt cele elvețiene. Așa că nu e de mirare că industria ceasurilor este o afacere de câteva miliarde de euro pentru țara cantoanelor. Oferta este una generoasă. Găsești modelul potrivit, fie că ești aviator, om de afaceri, o femeie cochetă și pretențioasă sau un copil râzgâiat. După reportajul următor realizat de Răzvan Petrișor și Claudiu Petrin Genaru, s-ar putea să începeți să cronometrați câte luni, zile sau ceasuri vă despart de o excursie în Elveția. Tic-tacul e sunetul care aduce în fiecare an Elveției un venit de 4 miliarde de euro. Atât de bine se vând ceasurile Swiss Made sau Fabrique en Suisse, fie că sunt modele sport, fie adevărate bijuterii. Acesta este ceasul colegului meu. Un băiat muncitor are nevoie de un ceas pe măsură. Mai care o plasă, mai taie o ceapă. Un ceas de 280 de euro. Dar să ne clătim ochii cu o colecție pentru doamne, Piaget, 2005, un ceas cu briliante, de 42.000 de franci elvețieni, adică vreo 38.000 de euro. Aici avem un model mai vechi, așa că i-am făcut o reducere de la 300 la 100 de euro. E un ceas performant cu barometru, altimetru și termometru, dar trebuie să facă loc modelelor noi. Mărci tradiționale, consacrate, sunt vreo 50. Alte 200-300 apar în fiecare an și dispar anul următor. Eternă este însă amintirea unei plimbări noaptea prin muzeul de vitrine cu ceasuri elvețiene. Dacă aveți gânduri necurate și vă gândiți să confecționați o bombă cu ceas, nu e indicat să cumpărați cel de-al doilea sub-ansamblu din Elveția. Aici ceasurile au girofar și sunt destinate polițiștilor în misiune. Asta e poziția? Să nu care cumva să-i faceți copilul dumneavoastră așa, când o să vă ceară să-i cumpărați un ceas elvețian de 100 de euro. V-ați cumpărat recent un ceas? E încă în garanție? Dați o fugă și verificați-l în Elveția. Falsuri nu prea avem pe piață. Legea este foarte dură. Dacă te găsește la vamă cu mai mult de 5 ceasuri care seamănă doar 10% cu o marcă autohtonă, sunt confiscate, iar amenda e de 1000 de euro. Mai era nevoie de vreo dovadă ca să înțelegem că industria ceasurilor este cea mai înfloritoare ramură din economia elvețiană?